Bine v-am regăsit, dragii mei, cu mai multe noutăți, dar pe scurt, pentru că mi s-a atras atenția că emisiunile sunt prea lungi, chiar și aici pe YouTube, dacă vă puteți închipui, și se pare că decât să plictisim pe anumite persoane care sunt mai practice, mai pragmatice și vor rapid informația, atunci putem să încercăm și astfel de emisiuni de câte jumătate de oră, care să nu creeze plictis, da? Sau, să zic așa, o rutină prea îndelungată. Rămăsesem datoare, cumva. Am spus că dacă nu o să avem timp să mergem la B1 și, într-adevăr, cursul nostru online s-a terminat la 8 și jumătate seara, așa că am ales bine să nu mergem. Am rămas cumva datoare cu niște mici explicații pentru luna noiembrie. Sigur că noi suntem, să zic, aproape de jumătatea lunii noiembrie. Luna aceasta mistrețului, sub elementul pământin, care va dura până pe 4 decembrie, da? Deci a început pe 4 noiembrie ca lună lunară, iar ca lună solară a început pe 7 noiembrie, deci atunci au început într-adevăr să se și simtă și mai puternic anumite influențe date de mistreț și totul va dura, toată această lună a mistrețului de sub elementul pământin, va dura până pe 4 decembrie, când va începe luna șobolanului, deci toate acestea le vedeți în calendarele noastre și în jurnale, evident, în agende. Luna șobolanului, care va începe, am spus, pe 4 decembrie, va fi șobolan sub elementul metal yang, deci metal yang pe apă yang. Dragii mei, în primul și în primul rând trebuie să fac un anunț, pentru că primesc telefoane, cam, nu exagerez când spun uneori, din 2 în 2 minute sau din 5 în 5 minute, cu întrebarea dacă au apărut calendarele sau jurnalele. Încă nu, în jur de 10 decembrie, da? O să iasă din tipografie. Noi vom anunța pe Facebook, probabil și pe Instagram și în emisiuni, inclusiv aici pe YouTube. Probabil că și pe 4 decembrie vom da niște informații când vom fi la B1 cu explicațiile lunii decembrie, chiar în acea zi, ca de sâmbătă, vom da explicațiile în premieră pentru luna șobolanului și tot pe 4 decembrie pe Metropola TV, cei care aveți canal UPC, deci aveți cablu UPC, îl prindeți pe canalul 804, dacă nu mă înșel. Deci oricum 800 și ceva, 804. Și voi fi undeva probabil pe la 10 și jumătate dimineața, pentru cine este sigur disponibil să vadă emisiunea, a filmat aici în magazin cu predispozițiile lunii șobolanului. Deci de fapt dimineața va fi prima oară și seara pe 4 la B1 voi prezenta, sper eu, dacă se poate mai în detaliu, cât de cât mai în detaliu, 45 de minute nu ajung. Iar eu, iată, o să o fac mai scurtă astăzi, explicația despre tot ce înseamnă, mă rog, anumite caracteristici despre mistreț luna aceasta, care spuneam că este un preambul pentru anul viitor. Oarecum, pentru că anul viitor va fi an de tigru, această lună de mistreț, e adevărat că mistrețul este prietenul secret al tigrului, dar are cu totul și cu totul alte caracteristici ca zodie. Așadar, iar ca noutăți, dacă este timp acum la final sau într-o altă emisiune mai scurtă, o să vă prezint ceea ce a mai venit nou, inclusiv cele din Nepal, da? Urmăriți-ne pe Facebook și pe aici pe YouTube, pentru că încetul cu încetul, pe măsură ce vin remediile, eu am să vi le prezint, da? Chiar dacă pe scurt, dar ca să știți că sunt în stoc anumite lucruri și sunt pe drum altele care vor sosi foarte curând, probabil într-o săptămână, de când mă urmăriți dumneavoastră acum cu emisiunea. Dragii mei, deci, pentru luna aceasta, noiembrie, luna de mistreț sub elementul pământin, ceea ce este important să vă spun este că trebuie să aveți mare grijă în zilele de șarpe, sper că aveți calendarele, cei care mă urmăriți, calendarele și jurnalele, zilele de șarpe, evident, pentru că sunt zile de ciocnire, de clash cu luna de mistreț, și zilele de mistreț, atenție mare, pentru că vor crea o anumită penalizare, mai ales pentru nativii maimuță, tigru, atenție, nativii mistreț și nativii șarpe. Da? Și pentru nativii șarpe și penalizare și ciocnire. Depinde ce mai aveți în chart și depinde despre ce ore din zi vorbim. De exemplu, pentru nativii șarpe, dau un exemplu, penalizarea mai mare se creează la ora de maimuță, într-o lună de mistreț, da?
Acum fiind pe oră de iarnă, respectați intervalele orare așa cum sunt scrise în calendar. Pe versoul fiecarei fire de calendar aveți informații, zic eu, prețioase, pentru că sunt, apropo, sunt informații și din cursul nostru de începător. Sigur că sunt reduse, pentru că e vorba doar de un calendar de 13 file, fiindcă aveți și luna ianuarie 2022. Însă, ce am vrut să spun este că aveți informații suficiente ca să puteți să înțelegeți dumneavoastră fiind începători, sau să zicem fiind la zero cu informațiile, nu știți Feng Shui, nu știți pacii, dar vreți să înțelegeți calendarul. Să știți că pe versul fiecarei file este această explicație step by step. Deci merge din aproape în aproape ca dumneavoastră să înțelegeți. Și acolo aveți zodiile conform intervalelor orare pe oră de iarnă, cum suntem noi acum, fiindcă aceasta este ora reală, ora solară. Ora adevărată este ora de iarnă, nu cea de vară. Și sper să rămânem pe ea într-o bună zi. Legat de penalizări, este obiectul unui curs de începători. Am fost întrebată de multe ori de unde știu eu ce penalizare, cum e, ce implică. Veniți la cursul de începători, respectiv la cursul de începători Feng Shui și apoi la cel de pacii, pentru că se completează informațiile. Este bine să faceți întâi cursul de Feng Shui începători și abia apoi de pacii începători, iar cine dorește să ajungă la avansați, sigur că poate să ajungă în momentul în care le facem. Și noi am făcut, slavă Domnului, anul acesta, parcă vreo 3 de avansat și anul trecut 2. Da? Deci am mers pentru că am ales perioadele când nu era pandemia în top, așa, foarte multe cazuri. Deci, multă grijă în aceste zile. Pentru nativii șarpe, atenție mare în zilele de tigru din această lună, cum este 26 noiembrie, atenție mare pentru nativii șarpe, nu vă apucați să faceți sporturi, nu vă apucați să riscați, nu vă apucați să negociați în acea zi, nu faceți operații, nu faceți intervenții de alt gen, nu riscați nimic, asta este ideea. Și de asemenea, nativilor maimuță, atenție pentru zilele de tigru, nu numai că sunt zile de ciocnire, dar se creează o penalizare ușoară cu luna de mistreț. Dar, atenție, avem crucile, avem remediile, da? Crucea de pământ, crucea cardinală și crucea de penalizare sau cele, a celor patru creșteri, inclusiv amuletele, care pot fi purtate mai de high într-o astfel de lună, dar pot fi purtate și se recomandă a fi purtate mai ales de către cei care au două zodii din una din crucile acestea, am mai vorbit despre ele aici pe YouTube, căutați emisiunile din urmă din octombrie și din septembrie. Dacă aveți două zodii din cele patru care creează o cruce de acest gen, atunci vă trebuie amuleta cu crucea respectivă de purtat toată viața. Da? Este bine să o aveți și în casă ca remediu, cine își dorește, cine nu, măcar amuleta să o aibă. Așadar, luna de mistreț creează probleme pentru mai multe zodii cum sunt mistrețul, tigrul, șarpele, în primul rând șarpele, și maimuța chiar. Da? Maimuța este, să zic, și tigrul, maimuța și tigrul sunt mai puțin afectate, depinde ce zi vine în această lună. Da? Deci peste ce zi are de trecut. Atunci poți să afli anumite informații, dacă sigur ai niște noțiuni de curs, poți să știi cam ce fel de penalizare sau ce anume, dacă e și ciocnire și penalizare, ce se întâmplă. Sigur că ziua aceasta de 17 a fost o zi probabil mai proastă pentru nativii tigru, pentru nativii maimuță, poate chiar și pentru nativii șarpe sau nativii mistreț în secundar. Iar acum urmează o zi mai delicată, sâmbătă pe 20. Cred că deja o să aveți, adică o să puteți, deja ați vizualizat emisiunea pe 20, în zi de maimuță, sub elementul apă Yang și în lună de mistreț. Acum pe zodii, vorbind așa la modul general, luna nu este bună. De ce? Pentru că în centrul chartului poposește steaua 5, după cum observați, steaua 5 lunară, care se suprapune 6-lui anual. Asta înseamnă probleme cu sănătatea, probleme la nivel internațional, iată, se întâmplă, de fapt. Noi am mai vorbit, eu am vorbit despre această lună la Metropola TV pe 4 noiembrie, deci a fost dată emisiunea și o înregistrasem pe 2 noiembrie, parcă. Da, exact pe 2 noiembrie și pe 4 a fost difuzată. Și urmează cea de pe 4 decembrie și mai este una înregistrată de mine de curând cu Metropola. Foarte frumușel a ieșit așa, foarte drăguț. Sigur,
în 10-11 minute cât s-a putut vorbi, la matinal dimineț cu Georgia, în jur de 10 și jumătate dimineața, cred, o să ne anunțe din timp și o să vă spun pe Facebook când va fi. Dar, ca să revenim, pentru caracteristicile generale, deci avem de a face cu incendii, așa cum v-am spus și în octombrie, se continuă acest trend și, după cum vedeți, din păcate este adevărat, posibile mișcări telurice în anumite zone ale globului, răbufniri de diferite feluri, alunecări de teren, pentru că e vorba de o stea de pământ, într-un sector de pământ, steaua 5 este steaua dezastrelor și a distrugerilor, într-un sector de pământ, da? Dar se suprapune peste steaua 6, care dă probleme cu aparatul respirator în continuare. Deci, chiar dacă aceste cazuri de COVID scad, trebuie să avem foarte multă grijă în continuare, fiindcă suntem cumva într-un risc în continuare, oricare dintre noi, chiar dacă suntem vaccinați, trebuie să ne păzim, da? Deci ăsta ar fi sfatul meu. Și atenție la gripă, pentru că iată că mergem paralel cu COVID-ul, văd că sunt deja cazuri de gripă, să-i zicem, totuși nu e o gripă foarte grea, este un gen de răceală mai pronunțată, unii rămân cu o tuse foarte enervantă, uscată, din ce am observat, bineînțeles că și în rândul copiilor. Eu am fost total împotriva începerii școlii atât de devreme, ar fi fost ideal ori de la 1 decembrie, deci după mini-vacanța de Sfântul Andrei și 1 decembrie, ori direct în semestru 2, ce să mai turavura. Da, sunt mulți oameni acolo de la minister care nu gândesc și ne-am pus speranța în ei degeaba. Bun, deci, ca să revenim, luna deci nu e grozavă, sunt probleme internaționale, sunt probleme politice, când vine cinciul în centru, de oricare fel probleme apar, la orice ne-am gândi, acelea pot să fie probleme, adică să se transforme tot într-o problemă. S-ar putea să nu cadă la învoială sau la un gen de negociere anumite țări între ele, anumite partide între ele, exact ce se întâmplă acum la noi. Dar și în alte țări se întâmplă, să știți, nu numai la noi. Nu e o neliniște, e un tumult. Asta dă steaua 5 lunară peste o stea 6 anuală. Iată, este un preambul al anului viitor, fiindcă să știți că aceste tendințe vor continua, din păcate, cu exact ce v-am spus pe negativ acum, numai că va fi un an de tigru care va fi mult mai în forță decât o lună de mistreț. Aceasta e doar o lună, nu e un an. E adevărat că mistrețul este un animal foarte puternic, care calcă totul în picioare și mai merge și în zigzag, deci nu are direcție. Drept pentru care trebuie foarte multă grijă, foarte multă atenție, mai ales pentru copiii mistreți în această lună și pentru adulți chiar, pentru că s-ar putea să nu fie capabil, să nu fie atât de inspirați încât să poată să ia o decizie foarte clară legată de viața lor dacă sunt puși în fața faptului împlinit și trebuie să ia o decizie radicală sau o decizie foarte importantă, da? Deci evitați nativii mistreți să luați decizii absolut, să zic, din topor, în ghilimele. Trebuie să vă gândiți de 10 ori și uneori, dacă și vă și gândiți de 10 ori, s-ar putea să nu mai iasă. De asemenea, nativilor șerpi, nativilor șarpe, multă grijă în această lună, nu numai pentru că este lună de ciocnire, dar voi să nu uitați, aveți steaua 5 deja anuală, acum mai vine lunar în centrul chartului steaua 5, deci voi sunteți foarte bulversați și nu știți pe ce drum să o apucați. Nativilor șarpe care poate, Doamne ferește, și-au pierdut jobul sau nu-și găsesc job, le spun că luna aceasta nu o să-și găsească sau nu spun să nu mai încerce, dar nu sunt șanse foarte mari. Așteptați luna de șobolan și mai cu seamă luna de bivol care vă este aliat, luna ianuarie, care vă este mult mai bună. Nu spun să nu încercați, sigur că da, mai sunt și zile bune totuși în luna asta așa foarte rare, ce-i drept. Însă, până la urmă puteți să puneți bazele, să trimiteți, eu știu, CV-uri sau ce mai faceți viață pe această cale pentru a obține un job. Însă e posibil să fiți refuzați sau să vi se promită marea cu sarea și să nu iasă. Deci ne-am confruntat și la magazin cu astfel de probleme. Luna nu este grozavă cam pentru nimeni, în afară de câteva, sunt câteva excepții, da, bineînțeles, și anume nativul tigru. În mod normal o duce cel mai bine, este cel mai plin de energie și deși apar obstacole și pentru el în zilele de șarpe și zilele de maimuță, da, foarte puternice, cu toate
acestea se repliază și reușește să treacă peste obstacole. De asemenea, în secundar, nativul bivol o duce bine, cu prosperitatea, face mai mulți bani, devine mai cunoscut, mai faimos chiar, are o reputație mai bună, e mai carismatic, e mai plăcut cumva cu totul. Și cine mai reușește, nativul dragon se repliază cât de cât, are o lună ceva mai de respiro, va veni o lună de șobolani adevărat de aliat, dar nu va fi o lună prea grozavă pentru dragon, fiindcă se va cupla steaua 5 anuală cu steaua 3 a certurilor și a proceselor pentru dragon și pentru șerpi. Așadar, respirați acum mai lejer cât puteți nativii dragon. Apoi nativul cal are o lună bună, în această lună de mistreț, foarte bună lună, în care se multiplică succesul și victoria, adică la locul de muncă este văzut foarte bine, poate să fie promovat, poate să obțină evident o poziție mai înaltă și faima lui crește, crește, crește constant. Am o veste, nativului cal îi merge bine și în luna decembrie, în luna de dușman, pentru că are o stea 8 cuplată cu steaua 1, care fac parte din șirul de putere. Așadar, nativii cal sunt pe val 3 luni la rând, dar chiar și tot anul până la urmă, au un an foarte bun. Nici anul viitor nu este un an rău, pentru că este un an de aliat. O stea nouă a multiplicării adevărat, o să vorbim la momentele respective în ce luni să aibă grijă nativii cal. Deci, toate celelalte zodii pe care nu le-am menționat că ar duce-o bine, nu o duc bine. Chiar și șobolanul, care are steaua 1 a succesului și a victorilor, ei bine, în luna de mistreț se simte puțin inconfortabil. E adevărat că e un moment de respiro și pentru ei, le ies lucrurile legate de job, de carieră, însă mistrețul le creează trădări și minciunele în jurul lor, atenție mare la angajați, la parteneri de afaceri și chiar și la prieteni care pot să promită și nu se țin de cuvânt. Trădări nu neapărat, dar minciuni. Da? Pot să se lovească de anumite minciuni sau anumite exagerări și promisiuni, care, bineînțeles că nu vor avea prea mare rezultat. Ei își pun speranța și atunci pot să fie cam dezamăgiți. Atenție nativilor șobolan la sănătate, la nivelul capului, da? Tot ce ține, nu gât, deci tot ce ține cap, craniu, urechi, tot ce este la acest nivel, pentru că întotdeauna la o astfel de interacție dintre apa yang și apa yin se produc anumite probleme. De asta puteți să țineți minte. Inclusiv, apropo de răceli, poate să fie o ușoară răceală, ei să o ducă pe picioare bine mersi, dar să aibă guturai foarte mult timp sau să-i doară sinusurile, să aibă probleme cu sinusurile sau cu dureri de cap. Atenție mare la cei care au avut vreodată nativ șobolan, atac cerebral sau, eu știu, alte probleme la nivelul creierului sau capului, da? Atenție mare luna de mistreț în continuare, deci doar cu sănătatea să aveți grijă și de asemenea să mai aveți grijă la posibile căzături, dacă vă înjură careva, Doamne ferește, sau probleme cu articulațiile pur și simplu, da? Atât și nimic mai mult. E adevărat că cei care au avut sensibilități sau probleme sau au avut operații legate de aparatul renal, da? Deci tot ce ține de aparatul urinar, atenție mare în continuare până pe 4 decembrie, că pot să reapară sau pot să apară infecții urinare, da? Și atenție mai ales pentru nativele șobolan. În rest, toți ceilalți nu duc prea strălucit. Și acum am să iau pe rând nativul șarpe, care se opune zodiei mistreț, deci este o zodie de ciocnire, nu se simte în largul lui, chiar dacă aveți steaua 4, steaua dragostei și a învățăturii și a educației în această lună, aveți opreliști, aveți obstacole, nu sunteți la maximum de focusare, de concentrare, da? Pe o problemă sau pe un test sau pe o lucrare de făcut sau pe un proiect. Deci nativii șarpe se simt obstrucționați, au obstacole și trebuie să aibă grijă să aibă, cum să spun, cu ei, în primul rând, un remediu, o amuletă de protecție. Eu recomand tara verde sau cardul Manjusrii sau cardul celor 8 simboluri tibetane, foarte, foarte bun, pentru că are toate cele 8 simboluri, da, în el. Și apoi, în funcție de ceea ce are fiecare nevoie, de exemplu, dacă un nativ șarpe are nevoie de prosperitate, i-ar trebui un card, o amuletă pentru prosperitate. Dacă un nativ șarpe are nevoie de sănătate mai multă și simte că e cam șubredă sau se reface după o anumită boală sau ca să prevină anumite boli sau probleme,
v-ar trebui un card de sănătate sau și una și alta, depinde ce hotărăște fiecare, da? Deci, pentru că e o lună cu obstrucționări și cu obstacole, cum spuneam. Nici nativii dragon nu trebuie să se așeze pe ureche, fiindcă aveți steaua aceea 5 anuală, dar dragonii, nefiind într-o lună de ciocnire, tocmai ce au scăpat de luna octombrie, luna de câine, acum au totuși un moment de respiro, însă și lor atenție la sănătate, în primul rând. Și la relația de cuplu, pentru că vine acest 4 frumos, dar la bază avem un 5 care mai distruge. Deci mai multă răbdare, vă trebuie și mai multă toleranță. Pentru nativii oaie aș vrea să atrag atenția, deși este lună de aliat, nativul oaie are steaua 2-a bolilor, exact ce va avea anul viitor. E adevărat că dacă în această lună este ajutat de aliatul său, anul viitor nu o să fie, deci o să vorbim pentru la anul, atenție multă la sănătate și mai ales la sistemul digestiv, la aparatul reproducător și la sistemul glandular. Nativii maimuță nu se simt deloc bine în luna aceasta, îmi pare rău că trebuie să vă spun, iar dacă vă simțiți bine, înseamnă că aveți niște zodii puternice în chart care o duc bine în această lună. Pentru că noi suntem tot chartul nostru, nu numai anul nașterii, după care facem predispozițiile și le explicăm. Aveți steaua 2-a bolilor și dumneavoastră, numai că aflându-vă în lună de mistreț, care este un dușman ascuns, trebuie să aveți mare grijă în zilele de tigru și zilele de șarpe și chiar în zilele de mistreț, când se creează și o atenționare și o penalizare. Deci multă grijă, măcar în aceste zile, la sănătate și apoi și la relațiile cu ceilalți. Bineînțeles că vi se recomandă remedii pentru sănătate, de protecție și pentru comunicare mai bună. Nativii cocoși au o stea 7 a furturilor, accidentărilor, batem în lemn, Doamne ferește, furturilor, accidentărilor și probleme posibile cu aparatul respirator, deci atenție la răceli, gripe și COVID-ul ăsta, nativilor cocoși. Nu numai asta, puteți să fiți trădați, deci aveți o stea 7 foarte puternică în această lună, până pe 4 decembrie, fiindcă este în sectorul în care se simte cel mai bine. Este, sau aproape cel mai bine, este într-un sector de metal, ea fiind o stea puternică de metal. Deci ei se dă putere acum în sectorul dumneavoastră, da? Și atenție, banii pe care i-ați făcut până în această lună s-ar putea, Doamne ferește, să îi pierdeți sau să pierdeți o parte din ei prin diferite acțiuni neinspirate sau chiar trădări, pentru că steaua 7 vorbește despre trădări și furturi de idei și puteți să pierdeți banii exact în această lună, exact până se termină ea. Da? Atenție mare, vă trebuie amuleta rinocer și elefant și cardul Quan Kung sau invers. Puteți să optați pentru amuleta Quan Kung și cardul rinocer și elefant. E bine să le aveți pe amândouă, sub o formă sau alta, sau ambele amulete, da? Pentru nativii câine, i-am menționat cumva pe cei care o duc cel mai bine, ei, și nativii câine o duc bine, cumva intră în matcă, dar problema numărul 1 pentru nativii câine și nativii mistreți, de ce nu e tocmai extraordinar și trebuie să spunem lucrurile astea, este că steaua asta 6 care a venit luna aceasta, fiind o stea de metal, suprapunându-se peste steaua 7 anual, atenție că se ia întotdeauna combinația, nu este de bun augur pentru sănătate. Deci dacă nu avem sănătate, nu avem mai nimic care să meargă. Și vreau să atrag atenția, în mod special nativilor mistreți, mai mult decât nativilor câine, să aibă grijă la posibile infectări, da? De orice fel. Dar în mod special aparat respirator, pentru că avem de-a face cu două stele de metal într-un sector de metal. Iar pentru mistreți este o penalizare oricum luna aceasta, nu se simt în largul lor, s-ar putea să fie foarte obosiți, foarte tracasați, să li se ceară foarte mult, să zică, Doamne, nu mai pot, vreau o vacanță, da? Eu vă recomand o vacanță, dar încercați să nu mergeți foarte, foarte departe, pentru că pot să se ivească probleme și cu avioanele, fiind stele de metal, da? Iar industria aviatică ține de elementul metal. E adevărat, călătoriile aparțin elementului apă, dar iarăși pentru mistreț nu este prea de bun augur. Deci nu călătoriți în destinații foarte, foarte îndepărtate, ci alegeți destinații mai apropiate cât se poate, dacă doriți o vacanță și simțiți nevoia. Asta pentru mistreț. Iar pentru nativii câine, sunt susținuți, ceea ce este bine, sunt susținuți de familie sau de partener-parteneră, însă trebuie să aibă grijă la aparatul respirator foarte, foarte mult în această lună, poate mai mult ca oricând.
Restul ar trebui să meargă bine din punct de vedere al carierei pentru nativii câine și pentru nativii mistreți. Sigur, la mistreți cu oarecare obstacole, că spuneam despre penalizări. Pentru nativii iepure, deși este lună de aliat, atenție, este o stea a certurilor și a proceselor, deci nu este de glumă cu toată această energie, nu e deloc de neglijat, steaua 3, foarte puternică în sectorul vostru, este un sector de lemn, să nu uităm, steaua 3 este o stea de lemn, deci ea este foarte puternică acum, în această lună și cumva mistrețul nu mai are puterea să vă ajute pe voi iepuri, el e ocupat cu altele, da? Face ravagii, calcă tot în picioare, caută trufele, să zicem așa, și nu mai are timp să se oprească să vă ajute. Deci multă grijă că s-ar putea să vă simțiți cam fără ajutor sau fără vlagă, s-ar putea să fiți provocați nativii iepure în anumite discuții în contradictoriu. Eu vă doresc mult succes în a vă ține cumpătul și în a avea răbdare cu toată lumea, aici va fi o provocare, mai ales chiar în familie pot să apară provocări și mici certuri, mici discuții în contradictoriu care pot să escaladeze. Așadar, vă rog eu frumos, luați-o ușor și nu uitați placa celor trei celești și nu uitați de remediu cel nou al celor trei celești. Au sosit remediile pentru 2022. Cel cu cei trei celești. Dacă vă uitați puțin, v-am arătat acest remediu și amuleta în emisiunea precedentă, unde v-am prezentat remediile, o parte, sigur că da, din remediile nou venite pentru anul 2022. V-am spus că o parte sunt pe drum, o să ajungă în curând, dar deja suntem în posesia unora dintre ele. Deja au sosit oameni la magazin care le-au văzut și care, mă rog, unii dintre ei le-au achiziționat. Deci, placa celor trei celești, da? Cei trei celești statuete și acest nou remediu foarte frumos și finuț pentru anul 2022 sunt oricare dintre ele foarte bune pentru steaua 3 și ar trebui mutat remediul, dacă sunteți nativ iepure, măcar în această lună trebuie mutat în est, da? Pentru că acolo avem probleme și ca să vă protejeze să nu se creeze mai mari probleme din aceste discuții în contradictoriu sau să nu fiți chiar trădați, bârfiți, pentru că steaua 3 ține și de bârfe și de trădări, da? Nu e ca steaua 7 în ceea ce privește trădările, dar aduce și așa ceva și aduce de asemenea minciuni la adresa dumneavoastră sau despre dumneavoastră. Deci atenție mare și cumva ce impresie faceți sau ceea ce spuneți, pentru că poate fi răstălmăcit și poate fi interpretat greșit. Eu vă recomand și amuleta cu cele trei scuturi cu trei celești. Este ideal să o aveți asupra dumneavoastră, chiar dacă aveți remediu acasă, pentru că remediul rămâne în casă, dar dumneavoastră ieșiți din casă și pentru asta sunt bune amuletele, de asta se recomandă. Amuletele sunt excepționale să le aveți cu dumneavoastră oriunde mergeți, chiar și dacă mergeți doar la piață. Da? Ajungeți să vă certați cu precupeții că, vezi, Doamne, nu știu ce v-a dat sau nu v-a dat sau, mă rog. Deci, cumva se poate isca o mică ceartă sau o mică discuție în contradictoriu din orice. Asta este predispoziția, fiindcă steaua 3 e foarte puternică. Și nu uităm de energiile anuale pe care le-am explicat de-a lungul anului acesta, ceea ce este pe iepure, că nu este glumă. Da? Iepurele poate să aibă parte de asemenea în această lună de mici deziluzii în cuplu, da? Sau în familie, dar mai degrabă în cuplu, în relația de iubire sau relația de parteneriate foarte apropiate, chiar la locul de muncă, poate să sufere chiar o mică depresie, un anumit iepure care nu e foarte stăpân pe el. Deci eu vă recomand să vă gândiți care vă sunt calitățile, să fiți conștienți de ele și să vi le puneți cumva în evidență și să nu vă lăsați doborâți. Nativii iepure, pentru că asta va fi tendința. Cineva să vină să vă doboare sau să vă bârfească sau să vă gelozească în așa hal, încât dumneavoastră să clacați, cel puțin acasă, da? Să vă apuce plânsul sau ceva. Nu e cazul, deci trebuie să le țineți piept. Există aceste amulete. O amuletă, să nu uităm, extraordinar de puternică și clasică, tradițională, deci se tot fabrică de ani și ani de zile, este amuleta cu cocoșul, cu evantai și cu sfera de ametist la bază. Există remediu pentru birou sau pentru casă și amuletă. Deci se poate purta. Nu are de-a face cu zodia cocoș, deci iepurii o pot purta liniștiți.
Pentru că am mai auzit această interpretare, a, dacă eu sunt iepure, pot să o port? Sigur că da, pentru că ea are o altă destinație. Remediul în sine înseamnă a nu mai fi trădat sau, dacă ești trădat, să nu aibă niciun efect pentru ceilalți această încercare de trădare, da? Sau invidiile celorlalți. Ei bine, ceea ce v-am spus acum, sigur că da, este cumva rezumativ, dar este esențialul și nu am stat să vă mai arăt remedii pentru că, decât, mă rog, le-am menționat, pentru că deja mulți dintre dumneavoastră le știți și chiar dacă nu le-ați ști, există pe site-ul nostru pe www.romaniafengshui.ro. Vă recomand să intrați direct pe site-ul acesta. Nu-l mai căutați prin Google pentru că există anumite persoane care, mă rog, încearcă să ne fure identitatea și au pus în motoarele lor de căutare romaniafengshui.ro și atunci puteți să dați de ei și ziceți, mă, dar unde sunt remediile astea? Că eu nu le văd la ăștia. Cine sunt? Deci, noi avem romaniafengshui.ro, acesta este site-ul nostru pentru remedii, unde le puteți vizualiza sau achiziționa. Practic, când intrați pe site, prima imagine este Marian cu Dalai Lama. Numai așa vă puteți da seama că acesta este site-ul nostru. V-am lăsat cu bine? Sper că n-am plictisit de data aceasta. Vă doresc multă sănătate, dragii mei, și revin cu explicații despre noile remedii. Cât de curând! La revedere!